bucureștii târgujienii vor să transforme ziua de 8 aprilie în sărbătoarea bicicletei. Deja au și marcat pentru prima dată anul acesta evenimentul dedicat vehiculului pe două roți, dar speră să transforme manifestarea în una sărbătorită la nivel național. Grupul de inițiativă care vrea să pună 8 aprilie pe frontispiciul calendarului de evenimente naționale este Asociația Trix Bike. Acesta a adunat deja pentru început peste 40 de bicicliști care s-au întâlnit în Parcul Coloanei Infinitului și au plecat pe un traseu de 10 km în jurul orașului. Cicliștii au fost de toate vârstele, de la copii la seniori, și vor să atragă cât mai mulți iubitori ai bicicletei din județ să li se alăture. Am ales 8 aprilie din cel puțin 3 motive. Cifra 8, din punct de vedere grafic, dacă o punem în mod culcat, simbolizează două roți de bicicletă, simbolizează infinitul. Aprilie, în limba latină, înseamnă a deschide, și noi asta facem, deschidem un sezon de ciclism și sperăm că putem transforma această zi într-o zi a bicicletei din punct de vedere național. Da, avem ciclist de la vârsta de 8-9 ani până la 57-60 ani. Sperăm că și primăria se va sesiza să ne facă măcar câteva piste, măcar să efectueze o pistă pe Calea Eroilor. E păcat ca monumentele brâncuștene să nu aibă vizitatori pe biciclete. 8 aprilie înseamnă ziua bicicletei. Suntem în această formulă cu Trix Bike-ul pentru a dezvolta această mișcare și pentru ca cât mai mulți bicicliști și iubitori ai mișcării cu bicicleta să ni se alăture pentru mișcare, pentru voie bună, pentru a dezvolta, de ce nu, noi prietenii și așa mai departe. Noi vrem ca astăzi, 8 aprilie, să fie ziua națională a bicicletei și vrem ca mai mulți oameni să se alăture și să practice acest sport, deoarece e sănătos, e bine, n-ai ce să pierzi, e rapid, gratis. Sunt adepta bicicletei, îmi place să merg, învăț copiii să meargă. De câți ani faceți acest sport? 30 de ani. Mers cu sim. Cu această ocazie s-a deschis și sezonul oficial de drumeții în grup pe două roți pentru 2014, intitulat Cu bicicleta spre infinit, participanții punându-și în gând să străbată județul, dar și alte locuri deosebite din Oltenia.